Rostite de melodia, n-ai nevoie de foarte multe ca să fii fericit, e de ajuns o mână de prieteni în asfințit. Poate fi de altfel și un motto al acestei întâlniri de la Ilva Fest. În ce condiții ai compus-o? Condiții grele. Și eu sunt îndrăgostit de el. Îndrăgostit, cumva trist. Nu o să intru în detalii despre perimetrul sufletesc, să-i spunem, despre care mă întreb, ești curioasă să aflu, despre angajamentul meu existențial, despre... Dar simțeam atunci, cumva, când ai trecută deja prin inimă vreo două, trei sulițe, o mare de săgeți, o singurătate abruptă, simțeam că mi se întâmplă ceva important. Bănuiesc că bunul Dumnezeu a vrut asta și îngerul păzitor, însoțitorul, de m-au pus cu mâna pe hârtie și după aceea cu gitara în brațe și cred că în 10 minute am terminat asta. Și am simțit că e ceva nefiresc. Erau ca și cum, ca un fulger cu încetinitor. În 5 minute s-au întâmplat toate astea. Nu improvizez, poate poetizez un pic prea mult, dar a fost o încercare a vieții mele atunci când am scris asta. Ai avut alături de tine atunci o mână de prieteni? Da, dar numai o mână. Eram într-un fel eram handicapat, dar cu mâna aia mi-am făcut și cruce imediat și i-am mulțumit lui Dumnezeu pentru SMS, că așa am zis, ăsta a fost un SMS de la Dumnezeu, fără glumă. Altă întrebare. S-a văzut că a fost scrisă din inimă, da. Și a prins la inimă. Da, s-au recunoscut foarte mulți în asta, pentru că e vorba acolo de lume, de viață, de ce e bun, ce e adevărat. De fapt, e vorba de un adevăr atât de simplu și atât de covârșitor. Până la urmă, despre asta e vorba. Ai în jurul tău, dacă ești atent, cu adevărat, până la capăt, doar o mână de prieten, câțiva. În special la greu. Și la bine mai ales. Scrii mai bine la suferință sau la bucurie? Da. Când mă bucur, mă iau cu altele. Nu intru în detalii. Mă bucur pe de-a întregul din toate pozițiile. Dar suferința sau, cum să-i spun, încercarea, durerile alea care depășesc uneori în chip, durerile metafizice, să le spunem, sufletești, rănile alea deschise, aduc deopotrivă cu ele o panoplie întreagă de instrumente și de simțiri pe care nu le ai la îndemână. Aduc unelte de lucru deopotrivă, aduc un liric, aduc o tânguire poetică și melodică. Probabil de asta cred că se și întâmplă din ceea ce știu eu, din lirica importantă a lumii, să-i spunem, da? Sau din muzica frumoasă care se dăinuie în lumea asta, cântecele soave, cântecele umbrite, un pic triste, cântecele, elegiile, cântecele care au în interior un sâmbure de aoran, așa, ascuns, un pic, printre cuvinte alese. E și un soi de pudoare, nu trebuie să arăți rana, trebuie să vorbești în așa fel despre ea, încât toată lumea se subînțeleagă. Asta îmi place. Cred că bunii artiști, eu lucrez
de o viață întreagă lucrez, măcar să fiu un bun. Despre artist încă nu vorbim. Cine știe, poate după aceea. Dar buni artiști asta fac. Camuflez în așa fel încât ceea ce vor descoperi ceilalți și în ceea ce se vor descoperi ceilalți va fi 100% și al tău și al tuturor. Unii cântă ce se cere pe piață ca să le iasă banul. Foarte fain și eu am făcut. Alții cântă ce le cere inima, indiferent câți bani le ies. Da. Tu, în ultima perioadă cel puțin, nu știu când ai cântat ce se cere pe piață, dar știu că de o perioadă bună cânti ce-ți cere inima. Sau cel puțin asta e senzația mea. Este un fel de rezistență prin artă față de fenomenul poluării muzicii românești, poate nu numai, dar noi ne aflăm în România? Asta cu rezistență. Tot timpul am fost, nu știu dacă neapărat contra curentului sau, dar dacă dai doar ceea ce ți se cere, atunci nu mai poți avea pretenții la, pentru momentul în care tu vei oferi ceva altceva, altcumva, cum se numește unul dintre albumele mele, decât așteaptă piața, nemulțumită fiind de ceea ce le oferi. Trebuie să fie un schimb, un barter, să-i spunem așa, foarte echilibrat. Cu trecerea anilor, vârstei, nu în sensul că mă înțelepțesc, poate mă prostesc, cine știe, poate Dumnezeu o să-mi ia bunile puține minți câte mi-au mai rămas, o să le duc într-o pădură undeva, pe Ilva sau cine știe pe unde. Dar simt nevoia din ce în ce mai mult de a spune până la capăt ceea ce-i mină. Nu oricum am un interes să o fac în așa fel încât măcar modalitatea de a ajunge la ceilalți să fie rezonabilă, acceptabilă. Să recunoască după o vreme și ei să știi că ce spune acolo olărașul, ce cântă olărașul, e adevărat, dar nu de la prima ascultare, poate de la a doua, de la a treia, mai ascultă o dată cântă cu, ca să observ mai bine. Sper să duc până la capăt proiectul. Mi-e frică în fiecare zi, în fiecare dimineață când mă trezesc, fac mătănii, fac cruci, dau o cană cu apă și mă gândesc câtă șansă, cât noroc, câtă bucurie și câtă frumusețe am avut parte în fiecare zi a vieții mele. Apropo de poluarea muzicii autohtone și de faptul că există pe piață și se cer foarte acum multe, da, producții care, un tsunami de, un tsunami care de... numai melodii nu se pot numi. Da. Îți jignesc inteligența, texte și printre muzică. Ele, printre ele sunt și lucruri. Dar vroiam să te întreb, se spune că avem politicienii pe care îi merităm și implicit politica pe care o merităm. Da. În acest context putem spune că avem și muzica pe care o merităm? Da, sunt echilibrate. Aceștia parte. Suntem noi? Sunt distribuite uniform, egal. Da? Faptul că la Lunca Bradului există o oază, o insulă, e un fel de, cum să-i spun, Montreux sau în Elveția, dăm ceva, un festival, sau un loc ales, o talpă a lui Dumnezeu. Cred că Dumnezeu a pus măcar un călcâie aici. Dacă nu, să spunem, o păși pe degete, într-o bună după amiază, și e o energie foarte faină, faptul că e locul ferit. Și unde Daniel Iancu ia în îmbrățișarea lui prietenii buni, pe cei care vor să vină, care vin deja, din ce în ce mai mulți, este un lucru minunat. Înseamnă că cei care se adună într-un anumit moment, pe ploaie, pe vânt, pe soare, pe noapte, pe zi, voind să facă ceva, să se întâlnească unul cu celălalt, printr-un tablou, printr-un cântec, printr-o poezie, printr-o caricatură, printr-o vorbă de duh, printr-o îmbrățișare, să ne recunoaștem de la capătul țării, din Botoșani, înțeleg că sunt aici oameni, de la Sighișoara, de la Brăila, de la Sighetul Marmației, de la Constanța. Asta e o minune deja.
putem răzni la mai mult de atât? Și mâine și Sfânta Maria.